Actul 3? Actul 3, da. Actul 3. Actul 3. Bun. Suntem în anticamera biroului tatălui nostru. Amândoi așteptăm cu teamă, dar și cumva speranță. Când se aude o voce feminină? Aurelia, fără mustață, Aurelia. Băieți, tatăl vostru vă așteaptă în birou. Poftiți, vă rog. Mergem în birou când îl vedem pe tatăl nostru. Tăcut, cu o privire foarte serioasă, spune: Fiii mei, ce faceți aici? Cine sunteți voi? De ce vă place vouă să mă... Asta e scuze. Fiii mei! Așa, ăla, da. Fiii mei! Care dintre voi a reușit să economisească mai mult? Cine mă va face fericit în acest demers al meu de a lăsa moștenirea cuiva? Așadar, moștenitorul meu este... Tensiune, tensiune... Asta e tensiunea. Mulțumim frumos. Tată, trebuie să-ți spun adevărul. Nu am reușit până în acest moment... Frate meu, ai răbdare, lasă-mă pe mine puțin. Tată? Dă-mi voie să spun un lucru la care nu te așteptai. Nu ai un fiu demn să-ți preia moștenire compania. Ai doi fii. Cum așa? Eu și fratele meu nu am cheltuit și risipit aiurea banii pe telefoane, televizoare sau alte lucruri care nu ne trebuiau, ci am economisit împreună, ca doi frați, ca o familie. Uite acum chitanța de la extrasul de cont, dovada pentru acest lucru. Nu am ochelari la mine, dar te cred pe cuvânt. Iar eu sunt șocat de bunătatea fratelui meu. Mă uit în ochii lui și îmi dau seama că am greșit cu adevărat. Voi, copiii mei, nu vă închipuiți ce înseamnă pentru un părinte să-și vadă ambii băieți atât de capabili. În sfârșit pot pleca, în Florida să joc golf. Așa, și astăzi tatăl fericit își îmbrățișează fiii și pleacă la băile Herculine din Florida, unde își va petrece vacanța. Iar eu îmi îmbrățișez fratele, mulțumindu-i că a împărțit economiile cu mine și că împreună am reușit să facem ceea ce n-aș fi putut niciodată să fac de unul singur. Iar eu ca frate, bineînțeles, l-am ajutat, chiar dacă el e așa cum e el, pentru că până la urmă e fratele meu. Dar totuși îi spune, vezi că telefonul apliabil și televizorul 8K se confiscă. Hai mă! Nu, serios, nici nu-și discut, se confiscă. Mă omori! Ei! Am învățat ceva foarte important, că este foarte bine să fii conștiincios, să fii economicos. Exact. Econom, nu economicos. Econom, exact. Am spus că fratele meu știe toate cuvintele, e foarte deștept. Piesa noastră cam asta a fost. Pe aici se termină. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim. Un aplauz pentru noi. Excelent. Poate că o să economisiți de acum încolo. Nu se știe. Cred că... E foarte greu să economisești. Eu credeam că urmează să zic că cred că e foarte greu să joci bine. Mă gândesc că poate o să economisesc cu sora mea. Da, dar știi că și fratele meu când nu economisesc vine exact ca fratele din piesă și zice: am economisit împreună. Dacă ați economisit, pentru ce ați economisit? Pentru călătorii. Oh, frumos. Asta a fost piesa noastră, Doi frați, varianta de mașină. Mulțumim că ați participat și că ați fost interesați de economisire. Noi ne pregătim deja de viitoarele noastre proiecte: teatru în submarin, teatru pe trotinete și teatru în excavator și teatru în baie. Da. Până atunci vă așteptăm la Teatrul Clasic pe scenă, eu la Teatrul Metropolis și la Teatrul Dramaturgilor Români, eu la Teatrul Mic, la Teatrul Național, la Teatrul Bulandra, la Teatrul Evreiesc, la Teatrul Metropolis, la tot felul de teatre. Vlad Gigan și actori, toate.